Peste 200 de români aflați în 5 autocare și care trebuie să ajungă acasă în România sunt blocați de noaptea trecută la graniță. Suntem la 46 de mile de Dover, întorși de 2 ori din port, unde suntem peste 200 de persoane într-o parcare. Pentru ei au fost deschise 2 parcări unde vor putea sta până când se va găsi o soluție ca aceștia să ajungă acasă. Totuși, oamenii sunt disperați și au rămas și fără alimente. Situația este foarte gravă. Apă nu este, mâncarea nu este. Situația este aproape disperată și pentru șoferii de tir. Nu mai au voie să intre în Franța nici măcar cei care transportă marfă și este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru. După cum se vede în parcarea din spate, sunt mai multe microbuze din România în care sunt cetățeni români care se ajungă în țară. Aici în parcare sunt numai de la o firmă de transport. Suntem peste 100 și ceva de persoane. Trecem să ne îmbarcăm pe vapor să plecăm spre casă. Deci avem de seară, ia caz 2 zile, 48 de ore de când stăm aici pe scaun. De aseară, guvernul francez a decis să interzică circulația pentru cei care vin din Marea Britanie. Această măsură a fost adoptată după ce în Marea Britanie a fost descoperită o nouă tulpină a virusului SARS-CoV-2. Oamenii spun că au trimis numeroase mesaje și au sunat la ambasada României în Franța pentru a afla când vor putea trece granița. Însă până la acest moment nu au primit niciun răspuns.